Salut, bine ai venit la gooutdoor.ro Acestea sunt modele de ochelari electric 2012-2013, variantele EG2 și EG25. Uh, cu ce diferă cele două modele? Uh, varianta EG2 este. Uh, ambele au lentile sferice, tratate foarte bine împotriva ceții și împotriva zgârieturilor. Acum nu exagerați cu zgârieturile astea, rezistă mai bine la zgârieturi. Asta nu înseamnă că dacă bagi cheile pe lentilă și faci așa, nu se zgârie. Modelele EG 2.5 sunt pentru cei care au fețe mai mici. Hai să luăm un model și să ne uităm mai bine la el. Rama ochelarilor electric EG 2. Este făcută din uh, policarbonat, este foarte flexibilă și se mulează foarte bine pe față. Pe partea de interior există trei straturi de spumă, de burete, din, uh, de textură și de uh, elasticitate diferită, ca să-ți asigure un confort foarte, foarte mare atunci când uh, ochelarii vin în contact cu fruntea. Nu știu dacă se vede, dar uh, pe partea interioară este un strat foarte fin, de un milimetru sau doi, de un burete foarte plăcut la atingere. Um, curaua elastică a ochelarilor electric EG2 este are înălțimea potrivită pentru a fi purtați cu o cască. Din cauza lentilei sferice și a felului în care ochelarii aceștia se mulează pe față, îți asigură o vizibilitate foarte bună, mai bună decât a celorlalți ochelari. Ai un uh, câmp vizual mult mai larg, vezi mult mai bine dreapta stânga, uh, lucru valabil uh, atât în cazul modelului 2 cât și în cazul modelului 2.5. Iar la modelul 2, uh, în cazul în care Ți iei varianta cu lentilă cu polarizare. Ai parte de două lentile în kit: lentilă polarizată și lentilă pentru ceață. Ochelarii electric vin în kit, începând cu sezonul 2012-2013, atât cu o husă în care poți să-i ții și cu care poți să-i și ștergi, cât și cu un hard case. oferit de electric. Lucru mai rar întâlnit în lumea ochelarilor de schi și snowboard. Acestea au fost modelele EG2 și EG2.5 pentru GoOutdoor.ro de la Electric sezonul 2012-2013.